Bună, sunt Alin, responsabilul tehnic de la semințegazon.ro. Suntem la sfârșitul lunii februarie și în acest tutorial am să vă povestesc un pic despre daunele care au apărut la unii dintre dumneavoastră în gazon pe parcursul iernii. Ce ar trebui să faceți ca să reparați și ce ar fi de făcut ca și prevenție la sfârșitul toamnei sau la începutul iernii. Pentru cei care nu sunteți subscriși la canal, vă rog frumos să o faceți. Aici aflați multe sfaturi utile, cum să vă întrețineți corect gazonul, atenție, fără să consumați mai mult timp. Noi credem că atunci când știi bine ce ai de făcut, nu numai că ești mai încrezător, dar ai și chef să faci ceva și lucrul va fi bine făcut. Încă o dată, subscrieți-vă la canal, apăsați pe acel clopoțel pentru notificări, lăsați-ne întrebări în comentarii dacă aveți. Să-i dăm bătaie! Aici avem o porțiune afectată de această boală care apare pe parcursul iernii. Boala se numește Microdochium nivale. Dacă ați mai căutat ceva informații legate de bolile acestea de iarnă, probabil ați mai găsit fuzarium sau pink snow mold, mucegaiul roz. Bolile acestea sau daunele acestea sunt provocate de același patogen care se numește Microdochium nivale. Ce trebuie să știți? Stați liniștiți, gazonul își va reveni. Această boală nu afectează rădăcina gazonului. Da? Din rădăcina care noi o avem în sol, iarba în următoarele săptămâni va da alte frunze. Însă, noi putem ajuta acest proces dacă curățăm gazonul ușor de frunzele acestea care sunt uscate, ca să lăsăm loc frunzelor tinere să se dezvolte și să aibă soare. Asta o puteți face. Dacă aveți petece din acestea afectate de boală, mai izolate, puteți da ușor cu o greblă acolo ca să scoateți uscătura. Dacă zona e mai întinsă, atunci cu scarificatorul, atenție, cu tamburul cu sârme, o să faceți operațiunea asta. Alegeți ziua când să faceți ca iarba să fie cât de cât zvântată. Nu o faceți imediat după o ploaie. Când puteți face operațiunea asta? O puteți face și la sfârșitul februarie, o puteți face și în martie. În orice caz, important e să fie cât de cât sfântată frunza, pentru că atunci tamburul acela cu sârme își face treaba bine. Atenție, treapta care o fixați la scarificator, nimeni nu o să vă poată spune pe ce treaptă să vă reglați scarificatorul, pentru că sunt foarte multe variabile, inclusiv dacă cineva are un model de scarificator la fel ca și al dumneavoastră. Pur și simplu, înălțimea la care îi tunsă iarba are o influență dacă sârmele ajung prea jos pe sol. În orice caz, acum când faceți scarificarea, să nu vă duceți cu sârmele până pe sol, pentru că solul e umed, rădăcina gazonului nu e ancorată bine și o să mai scoateți din plante. Oricum, oricât de precauți ați fi la scarificare, uneori o să se mai smulgă și niște plante cu rădăcină. Nu o să fie foarte multe. De asta, cu cât iarba mai zvântată, solul mai uscat, cu atât iarba e mai ancorată, mai bine. De aceea, urmăriți, după 3-4 zile cu soare, poate cu un pic de vânt, o să puteți scarifica. Revin la treaptă, începeți pe treapta cea mai de sus. Faceți câțiva pași. Vedeți, aplicați-vă în iarbă, scoateți foarte multă frunză verde sau plante cu rădăcină, atunci mai ridicați treapta, mai faceți câțiva pași, dați cu mâna, vedeți ce este. În principiu, bine ar fi ca să nu depășiți un 30% frunze verzi din ceea ce iese afară. Lăsați să se zvinte o jumătate de oră sau o oră după ce ați trecut cu scarificator și apoi cu mașina de tuns puteți culege resturile, pentru că s-ar putea că nu or să fie foarte multe. După ce faceți această operație de scarificare, ar fi bine să interveniți cu îngrășământ solid. Da? De aceea, scarificarea asta o puteți lăsa undeva pe 15-20 martie. Acum depinde, dacă sunteți la câmpie, să zic, dacă sunteți în zona asta câmpiei de vest, unde la noi e mai cald, o să puteți interveni mai repede. Alții care sunteți mai în zona de deal, de munte, clar, o să puteți face operația asta mai târziu. În orice caz, aveți grijă de unde vă luați informația, da? Pentru că s-ar putea să fie, nu neapărat că e greșită, dar poate că nu e completă. Descarificat gazonul se poate scarifica absolut oricând, din ianuarie până în decembrie, doar iarba și solul să nu fie uscat, solul să nu fie foarte umed sau nici iarba foarte umedă. Da?
ușor cu tamburul cu sârme se poate scarifica iarba oricând. Eu, de exemplu, aici la gazonul meu am scarificat în, cred că a doua săptămână din ianuarie, o porțiune ca să văd cum se comportă. A fost ok iarba, n-a pățit nimic. Da? Deci, așa planul pentru remedierea porțiunilor acestora cu daune de boli. Clar, cea mai mare frecvență a acestei boli o să apară la umbră. În special dacă la peluzele la care solul e înclinat către un gard care e umbrit, da? Acolo se evaporă mai puțin apă din sol, avem un exces de umezeală și boala poate apărea. Am să vă povestesc în a doua parte a videoului ce trebuie să faceți ca să preveniți. Și prevenția e simplă, e foarte simplă. Planul cel mai potrivit ar fi, având în vedere că daunele astea au apărut în special la umbră, da? Acolo probabil că solul o să se usuce mai greu, frunza încă îi umedă, da? Lăsați pe 15-20 martie dacă zona e mai întinsă. Dacă aveți petece aici, colo, cu grebla manual, aveți un control mult mai bun asupra, să zic, forței cu care lucrați în gazon. Planul ar fi, puteți aplica îngrășăminte foliare acum la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lunii martie, ca să dați un pic de ajutor gazonului să crească. Da? Pentru că, de regulă, gazonul, dacă nu crește, înseamnă e foarte predispus să mai apară boli. Da? Dați un îngrășământ foliar, apoi, după vreo două săptămâni, dacă condițiile sunt propice, scarificați și nu întârziați cu îngrășământul solid. Încercați să aplicați îngrășământul solid cel târziu până la sfârșitul lunii martie. De ce? Pentru că trebuie să ajutați gazonul ăla să se îndesească, mai ales la cei care ați avut curțile cu trafic, gazonul culcat la pământ, scarificarea asta o să ajute să ridicați frunzele ca să aibă soare. Aplicarea de îngrășământ solid o să dea din nou disime gazonului și el o să poată să suprime natural puruienile care urmează să răsară undeva după 15 aprilie. Da? Atenție, chiar dacă se mai gazonul în toamnă sau anul trecut în primăvară și ați aplicat ierbicid total, ierbicidul total nu omoară semințele de buruiană. Da? Și cu siguranță bureni o să răsară la dioastră în gazon dacă nu-i des gazonul undeva după 15 aprilie. Deci nu întârziați cu aplicarea de îngrășământ solid, în schimb nici nu aplicați îngrășământ solid la sfârșitul lunii februarie. Undeva acolo, prin 15 martie, odată ce aveți temperatură regulat peste 12 grade pe timpul zilei, deja puteți administra îngrășăminte solide. De regulă, îngrășămintele solide, eliberarea lor sau îngrășămintele cu eliberare lentă pentru gazon încep să-și facă efectul, să elibereze nutrienți în data ce avem aproximativ 12 grade în aer. Atenție, temperatura care dumneavoastră o vedeți la stațiile meteo, da? Prin aplicațiile de pe telefon sau ce vedeți la știri, e o temperatură care e măsurată la umbră, la 2 metri înălțime deasupra solului. Întotdeauna vom avea o temperatură mai ridicată la nivelul solului, la un gazon care e expus la soare. De regulă, dacă sunt 12 grade pe aplicațiile noastre la meteo, în gazon o să avem undeva cu 3-4 grade mai mult. Solul se încălzește pe parcursul zilei, chiar dacă noaptea avem temperaturi de 0, 1, minus 1 grad, nu se întâmplă nimic, pentru că solul o să-și păstreze temperatura de cel puțin 4 grade peste noapte. Da? Atâta timp cât sunt 4 grade în sol, iarba înseamnă că are apă sub formă lichidă și ia-o să crească. Deci, începeți recomandarea noastră, începeți cu un îngrășământ foliar, ceva care are un pic de azot, un pic de fier, asta o să ajute gazonul să își revină mai repede. Mai puteți adăuga ceva care e un considerat, așa să zic, biostimulator. Din ce avem noi, Fertalga, Iron Green, da, puteți aplica. Urmând ca după ce își revine un pic gazonul, se mai zvântă solul, urcă temperaturile, îi faceți o scarificare ușoară cu tamburul cu sârme și apoi distribuirea de îngrășământ solid. Am vorbit despre remedierea gazonului care are daune după perioada iernii. Stați cu noi pentru următorul video ca să aflați ce nu ați făcut bine la sfârșitul toamnei, la începutul iernii și ce să faceți anul ăsta, la sfârșitul anului, ca să nu mai întâmpinați problema asta. Alin de la semințegazon.ro vă salut!